Se strică lucrurile în Chișinău, cel puțin asta reiese de la mirosul insuportabil de canalizare ce a învăluit capitala, mai ales în ultima lună. Acesta îi ține pe oameni prin case, cu geamurile închise, pe o arșiță de 33 de grade. Iar sursa izului rămâne o enigmă, în timp ce unii presupun că mirosul ar veni de la stația de epurare din capitală și aduc dovezi că reziduurile de acolo s-ar revărsa în râul Bâc, poluându-l. Alții cred că de vină ar fi o fabrică de alcool din sectorul Botanica. Abia după ce chișinăuienii au bătut alarma, au reacționat și autoritățile. Primăria municipiului a emis astăzi un comunicat în care precizează că mirosul nu vine de la stația de epurare, iar Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Centrul Municipal de Sănătate Publică au prelevat probe din râul Bâc pentru a vedea dacă acesta este poluat, ca ulterior să se identifice sursa. Bună seara și bun găsit la tema zilei. Care este până la urmă sursa mirosului ce ține în captivitate Chișinăul? Cât de periculoase sunt substanțele necunoscute emanate în aer ce duc la intensificarea acestuia? Și de ce se reacționează tardiv? Discutăm împreună cu invitații emisiunii, doamna Veronica Cherța, fost director al APE Canal Chișinău. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și cu doamna Iuliana Cantaragiu, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Haideți să urmărim mai întâi un reportaj, după care dăm start discuțiilor. Un parfum de asta Chanel numărul 5 în chișinăuscă variante. Нас это беспокоит. Мы не можем очень дышать. Сильно. Удушающий в горле и в квартире это не выветривается. Так и скот хайне слюсуч, а до зитри слепу ярди новую машины, чем бибы он мирос не плакут. Вообще запах такой, что аж тошнит от него. Мы просыпаемся ночью из-за этого запаха. Responsabilii de la Agenția pentru Protecția Mediului presupun că problemele se trag de la stația de epurare. Totuși, lucrurile vor deveni clare luni când vor fi gata și rezultatele probelor prelevate de acolo. Ipoteza ecologiștilor este susținută și de fostul ministru al mediului, Valeriu Munteanu, care a declarat într-un filmuleț postat pe Facebook că stația de epurare e defectată și apa reziduală curge direct în râul Bâc. Un urman de multe, multe mizerii, vedeți lucrurile acolo, toată aceea mizerie este pentru că, spuneam, din câte înțeleg eu, există o defecțiune majoră la stația de epurare, iar apele reziduale ajung într-o formă primară, dacă vreți, într-o formă foarte și foarte brută în apele râului Bâc. Aceste afirmații sunt însă respinse categoric de către cei de la APE Canal Chișinău, în gestiunea căreia se află stația de epurare. Deversări suplimentare nu se fac, nu se transportează NAMOL, după cum cunoașteți din primăvara anului acesta. Noi prelucrăm NAMOL-ul prin centrifug, ceea ce înseamnă eliminarea mirosului. Purtătorul de cuvânt al întreprinderii afirmă că sursa de poluare ar fi un producător de vodcă de pe strada Muncești. În încercarea de a afla adevărul, ne-am deplasat la întreprinderea menționată. Am încercat să cerem o reacție reprezentanților companiei, aceștia însă au încuiat ușa imediat ce ne-au observat. În imediata apropiere a fabricii am observat un șanț plin cu reziduuri care s-ar părea că se scurg chiar din curtea întreprinderii. Apa care este aproape neagră ajunge într-un final în râul Bâc, care este la câțiva zeci de metri distanță. De momentul când a apărut acest miros, Inspectoratul pentru Protecția Mediului s-a autosesizat și a mers împreună cu colegii de la Inspecția pentru Protecția Mediului Chișinău la stația de epurare și a prelevat probe la intrare în stația de epurare și la ieșire din stația de epurare. Așteptăm rezultatele analizelor de laborator pe miercuri, joi. Începem discuțiile. Doamna Cherța, vreau mai întâi de toate să ne lămurim despre sursa acestui miros care persistă mai bine de o lună peste toată capitala. Ce credeți dumneavoastră că l-ar provoca? Deci, din start, vreau să spun că există probabilitatea ca surse de miros să fie mai multe, de aceea motiv din care așteptăm rezultatele probelor de laborator. Din informația pe care o dețin, urmează miercuri să fie prezentată și sper să fie prezentată pe larg atât la intrare în stație datele de laborator, cât și la ieșire. Dar vreau să
pornim din septembrie 2016, fiindcă am postat ceea ce am văzut eu acum la finele lunii august, deoarece, de fapt, am vizitat râul Bâc, chiar dacă nu mai sunt director Apă Canal periodic, l-am vizitat mai jos de stație, deoarece mă doare. În septembrie 2016, apa în râul Bâc era exact de această culoare care este acum. Cu aceeași spumă? Care aproape cu aceeași spumă, dar era albă, cu miros de oțet, ca rezultat a faptului că pe teritoriul stației se aducea borhotul produs de compania Zernov. La acel moment, în 21... Să facem publicitate la această companie de pe la 21 septembrie am stopat diversarea acestei substanțe, după care am transmis materiale la procuratură. Repet, septembrie 2016, suntem în septembrie 2019, nici la ziua de astăzi nu s-a încheiat procesul, este încă pe rol. Motiv din care, o să spun un lucru care probabil o să-l spun și după asta nu o să mai invitați la emisiune. Fără supărare. De fiecare dată, cum nu cred că o să mai invitați după aceasta. Vă promitem că o să mă mai invităm. PD-ul este cel care m-a scos și m-a rugat să plec din funcția, din motivul că nu am respectat anumite solicitări al lor, nu că nu le-am respectat, nu le-am îndeplinit moftul, dar despre aceasta o să vorbesc oricum și mai târziu. Iar aceasta duce la ceea ce avem astăzi, fiindcă dacă lucrurile s-ar fi mișcat în direcția corectă, adică ar fi fost o monitorizare continuă din partea administrației Apă Canal Chișinău, și îmi pare foarte rău că astăzi nu sunt în platou și colegii de la Apă Canal Chișinău, fiindcă sunt specialiști. Aceștia au refuzat apropo să vină la emisiune. Îmi pare foarte rău, fiindcă eu sunt absolut sigură că există anumite explicații. Am vorbit, am schimbat o părere înainte de emisiune cu doamna Cantaragiu și mi-a zis că în cadrul vizitei de ieri, dacă nu greșesc, la stația de epurare, i s-a comunicat că au ajuns la stația de epurare 2 tone de capuri de pește. Oameni buni, ieșiți și spuneți că există agenții economici care diversează în stația de epurare. Iată acum, oamenii au ieșit și au spus că Chișinăul miroase foarte tare, chiar dacă acest lucru nu s-a întâmplat cu două luni în urmă. Nu. Vorbesc de oameni de la Apă Canal. Că ar fi corect să spună de probleme. Să iasă și să spună, fiindcă ceea ce ajunge în stația de epurare este produsul nostru a tuturor. Nu este produsul Apă Canal Chișinău, este produsul inclusiv a agenților economici și sper ca să existe atitudine și nu doar comunicate de presă din partea atât a administrației Apă Canal Chișinău, cât și a administrației publice centrale. Bun, până la urmă, de unde credeți dumneavoastră că provine acest miros insuportabil în capitală? Cu siguranță, una din surse, pornind de la calitatea apei uzate, care epurată în ghilimele, o să iau, ajunge în râul Bâc. Am postat și astăzi imagini dinainte de stația de epurare și după stația de epurare. Nu vă spărați, este albă. Deci, în cazul în care nu ar fi fost, nu ar exista funcționalitatea de plină a stației de epurare, pentru că eu presupun că cineva o să spună că stația este în reabilitare și mulțumesc faptului că merge acest proces, dacă nu ar fi aceste surse, inclusiv sursa grant oferită din partea Uniunii Europene, nu știu dacă ar fi existat alte surse. Deci, repet, cineva ar probabil că o să spună că nu funcționează la capacitatea maximă, motiv din care ajunge în râul Bâc neepurată. Nu vă supărați, în cazul acesta, apa ar ajunge de culoare neagră, dar nu ar ajunge de culoare albă cu siguranță. Deci, probele de laborator, la intrare în stație, în bazinele de aerare și la ieșire din stație, în mod normal, ar trebui să fie publice, prezentate de Apă Canal Chișinău, cel puțin pentru luna august. Poziția mea. Primăria spune că nu este de vină stația de epurare. În schimb, internauții, politicienii, membrii societății civile aduc dovezi pe Facebook, pe deja tradiționala formă de socializare, că anume stația de epurare ar fi de vină pentru că toate reziduurile se scurg în râul Bâc și l-ar polua. Pentru mine, întotdeauna a fost proba, dovada probei de poluare, sunt analizele de laborator. Deci, la momentul actual, așa a fost și anterior, deci indiferent de ce aparențe ni se creează sau nu, așa a fost și anterior, așa și este și acum. Deci, ca să zic că e stația de epurare sau e un alt agent economic, din punctul meu de vedere este de fapt un ansamblu, fiindcă despre râul Bâc eu vorbesc din 2012.
despre cât el este depoluat, despre o mulțime de surse de poluare care sunt în Chișinău de-a lungul râului Bâc, inclusiv despre faptul că trebuia reabilitată stația de epurare, vorbesc anume de atunci, și probabil din cauza că tot am vorbit atâta despre asta și am tot promovat subiectul ăsta, a ajuns în sfârșit stația de epurare să fie la un moment dat reabilitată și mulțumesc doamne Herța că a ajuns să fie director la un moment dat, fiindcă creditul era votat de Consiliul Municipal, dar era blocat și când, doar când a ajuns doamna Herța, directoare la Apă Canal Chișinău, a fost posibilă deblocarea acestui credit și în sfârșit ea a început să fie reabilitată. Însă, ca să spun, acum nu putem spune cu certitudine, nu acuzăm. Ancheta este în proces de derulare. Până nu există totuși probă, noi nu putem spune că stația de epurare sau alt agent economic, din punctul meu de vedere, e un complex. Dar dacă oamenii nu băteau alarma și dacă nu spuneau că îi deranjează acest miros, autoritățile mai întreprindeau asemenea măsuri pentru a preleva apa din râul Bâc? Pentru că dumneavoastră spuneți se că se face monitoringul calității apei în râul Bâc, se face permanent, periodic. Deci, conform graficului, el când se face. Când a fost făcut ultima dată un acum test? Eu nu vă pot spune că nu am datele de laborator. Păi spuneți că a fost periodic. Noi vrem să știm când a fost ultima dată acest test. De asta se ocupă laboratorul Agenției de Mediu. Directorul laboratorului este Arcadie Leahu și vă dați seama că în subordinea mea sunt 7 instituții, nemai vorbind de asta, toți angajații de pe direcția din Departamentul Mediu. Dar ați menționat că bateți un semnal de alarmă din 2012 și nu v-a interesat care au fost testele, rezultatele testelor probelor de laborator din râul Bâc până în această perioadă? Cum să, bineînțeles că m-a interesat, erau depășiri la amoniac, la nitriți, era oxigenul dizolvat era sub limită, asta a fost tot timpul. Deci nu este acum, nu a apărut o mare minune, s-a întâmplat acum. Expediția pe râul Bâc, care am organizat-o în 2013, care atunci a atras atenția presei. Până atunci presa era amorfă pe subiectul ăsta. Foarte bine că în sfârșit atunci expediția noastră a tras atenția asupra acestui subiect. Deci, ca să vă zic, încă, dacă vreți, a fost un act de control efectuat la stația de epurare încă pe 17 iulie 2019, dintre ultimele controle care au fost făcute. Atunci s-a investigat care este situația la stație. Acum mirosul din nou a apărut, deci iarăși s-au făcut investigații. Cei de la stația de epurare comunică poziția lor, noi așteptăm rezultatele laborator. Procuratura s-a autosesizat pe acest subiect. Au fost deschise astăzi 2 proceduri penale pe acest subiect. Se creează grup de lucru mai complex unde invităm și alte instituții, SISU, INIU și așa mai departe. Cât privește această fabrică de producere a alcoolului, această problemă există de foarte mult timp, de ani buni. Da. Și suferă în primul rând locuitorii din sectorul botanic. Suferă în primul rând, nu, vă zic, cine suferă în primul rând, locuitorii din Anenii Noi. Nu. Care, apropo, tot s-au plâns despre evident, și care se și plâng de foarte mulți ani, dar până în prezent, toate guvernările anterioare au acoperit întotdeauna business-ul local, interesele business-ului, interesele anumitor grupuri de oameni, interesele inclusiv nefuncționalității stației de epurare. Spuneți-mi, vă rog, cu ce ocazie legea apelor în vigoare din 2013, cu ce ocazie domnul Becciu, fost director de la Apă Canal Chișinău, a admis să se aducă la stația de epurare a municipiului Chișinău câte 10 camioane de burhut de la acea uzină de fabricare alcoolului din municipiul Chișinău. Bun, care au omorât toate bacteriile. Acum aveți ocazia să remediați evident toate problemele și păi, toată situația. Exact. Când veți remedia această situație ca să știe și telespectatorii noștri? Deci, când vor deja scăpa de mirosul de la acea fabrică?
nu este doar acea fabrică, indicațiile au fost date, se exercită control la întreprinderile care sunt amplasate de-a lungul Bâcului, dar cel mai important lucru, cum a spus și doamna Herța, apă canal, și ieri, când am fost într-un control inopinat, din propria dorință, la stația de epurare și am discutat cu directorul adjunct, că directorul e în concediu, și am zis că relația, de fapt, este între organele de control și operatorul de apă. Pe noi, ca și organ de control în protecția mediului, ne interesează calitatea apei pe care o diversați în râul Bâc. Ce vă intră în stație, calitatea apei care intră în stație, este relația voastră cu agenții economici, populații de la care voi recepționați apa uzată. Faptul că 2 tone de capuri de pește au ajuns să fie oprite în grătare, dar pe cine voi ați sesizat? Cum voi vreți să găsiți cine a permis așa ceva? Asta nu este inadmisibil. De ce n-ați reacționat, n-ați chemat organele de control să căutăm agentul economic? Nu e o problemă cred foarte mare. Cred că afirmațiile doamnei Herț au fost în premieră la noi la emisiune, pentru că de acest lucru nu s-a știut despre acele 2 tone de capuri de pește. Da, nu s-a știut. Am aflat și eu astăzi după discuțiile pe care le-am purtat cu doamna Cantaragiu. Dar paradoxal este că acea luptă pe care am început în mai 2017, dacă nu greșesc. Și aici o să fac o paranteză în aspectul că dumneavoastră ați făcut o referință și politicienii au început să se intereseze de acest subiect. Sori, dar unii politicieni se interesează doar în ajunul campaniei electorale și îmi pare foarte rău. Unul din candidați la primărie a anunțat astăzi... Există și o asemenea speculație. Vom vorbi puțin mai târziu despre asta. Da, dar să fac și o mică paranteză până ajunge la mai 2017. A anunțat că el va aproba modificări în lege astfel încât să fie... Nu vă supărați, legea există, dar legea trebuie pusă în capul mesei și nu trebuie să țineți spate un rusism, da? Nu trebuie să țineți crâșe acelor care poluează acest mediu și acelor care nu fac nimic în funcțiile pe care le dețin. Un alt politician care tot și-a anunțat candidatura a spus că se sesizează procuratura și nu știu ce. Nu vă spărați, dar în mai 2017, atunci când am făcut ședință cu agenții economici și am avut curajul să anulez toate contractele de preepurare, o noțiune care nici nu există, fiindcă agenții economici sunt obligați, conform hotărârii Guvernului 950, să dețină stații de preepurare locale, astfel încât calitatea apei uzate care iese de la ei, din gospodăria lor, în rețeaua de canalizare centralizată, să fie de calitate respectivă. Da. Nu vă spuneți, dar eram la noi 2 femei, eu și doamna Cantaragiu, și atât. Am chemat Ministerul Mediului, nu au fost, am chemat alte structuri, nu au fost, acum se dau toți mari eroi. Deci, în mai 2017 am început o luptă asiduă cu ceea ce înseamnă calitatea apelor uzate diversate de agenții economici. Și îmi pare foarte rău că nu s-a dus până la bun sfârșit și acum vedem, de fapt, ceea ce vedem în râul Bâc este rezultatul lipsei de poziție a tuturor instituțiilor, nu doar a APA, Canal Chișinău, a tuturor instituțiilor, inclusiv a instituțiilor administrației publice centrale. Haideți să ne întoarcem la Duhoarea din Chișinău, care persistă peste tot orașul. Bloggerul Eugen Lucianiuc a publicat o fotografie captată cu drona deasupra stației de epurare din capitală. Potrivit lui, din aceasta s-ar vedea cum nămolul este depozitat pe pământ și nu în geotuburile speciale. Iar de aici ar fi eu nu exclud, mirosul. Eu nu știu exact care este calitatea acestui namol, fiindcă nu am văzut, dar dacă vedeți... Iată, aici este și fotografia. Exact, da. Dacă vedeți în zona unde există namol, există un spațiu special unde a fost amplasat 2 centrifugi și m-a costat exact jumătate de an de muncă asidu împreună cu colegii de la Canal Chișinău ca acest proiect să deruleze. Bun, nu eu am tăiat lenta, dar asta este altceva. Astfel încât ceea ce iese la ziua de astăzi din centrifugi este de o umiditate de 75% comparativ cu ceea ce este în sacii geotubi 98%. Problema este că se depozitează pe spații, deschise și poate să apară miros. Nu știu dacă este de la centrifugi sau este de la geotuburi. Nu am văzut. Deci am fost ieri acolo și am... Este o procedură normală ca nămolul să stea pe pământ? Da, este. Deci geotuburile... Lucrul ăsta îl spuneam încă și anterior, ani în șir, inclusiv cu domnul Chirtoacă când ne-am întâlnit. Geotuburile nu este soluție pentru nămol. Este un segment dintr-un proces întreg de prelucrare a nămolului. Deci am depășit etapa geotuburilor.
Mersi Comisiei Uniunii Europene care ne-a acordat acest credit. Nu, asta credit nu din banii europeni, asta din banii la apă Canal Chișinău a fost cu acoperat. Cu atât mai bine. Dar geotuburile totuși bine. A fost o soluție intermediară. Pe moment. Cu siguranță. Dar acum că există aceste centrifugi și am fost la fața locului, chiar nu există miros acolo unde sunt centrifugi, deci nămolul unde după ce este centrifugat și iese chiar nu miroase absolut deloc. Și inclusiv unde se depozitează pe platformele unde se depozita nămolul anterior ori umed, știi, acum în proporție de 70%, în momentul în care va fi finisată construcția fermentatoarelor, acest nămol cu 70% umiditate va fi dus la în fermentatoare din care se va obține biogaz, curent electric pentru stația de epurare și scade și mai tare umiditatea. Deci este o treaptă, pe acest aspect, slavă Domnului, am o evoluat. Normală. Da, o treaptă normală. De prelucarea nămolului. Da, absolut. Deci... Doamna Herța, internauții se mai întreabă dacă acest lucru nu este făcut intenționat în ajunul campaniei electorale, pentru că atunci când va începe aceasta, să apară o forță politică, un salvator care să remedieze situația. Sincer, eu nu pot să exclud, pornind de la faptul că cunosc cine ține acel cuvânt, da, rusesc, pe care l-am folosit anterior, producătorului respectiv, directorului actual, fiindcă și-a schimbat între timp culoarea. Eu nu exclud că poate să fie cumva o înțelegere între anumite forțe politice și... Și atunci au de suferit oamenii pe seama oamenilor să ne facem campanie păi electorală și spuneam, să câștigăm dividende? Eu nu aș vrea ca acest subiect să devină un subiect politic. Și asta este foarte grav atunci când politicienii folosesc astfel de subiecte sau astfel de situații în scopul de a-și face dividende politice. Și după care uită. Și după, deci care, după uită, care, după da. Și așa se întâmplă cu fiecare stație de epurare. Bun, va trece o campanie electorală, mirosul va dispărea până la următoare, dacă da, acest scenariu exact, este unul exact, fiindcă vă zic, lucrul din stații de epurare, din gunoi, se face în Republica Moldova campanie electorală de 30 de ani. Cât se poate. Motiv din care astfel de operatori, cum ar fi Apa Canal Chișinău, în momentul în care apare o astfel de situație, da? Deci nu vă supărați, dacă ajung 2 tone de capuri de pește pe teritoriul stației de epurare, ei dau peste cap tot procesul... Putea fi o diversiune acest nu știu dacă este o diversiune. Poate o părere a unora că canalizarea este un coș de gunoi. Noi cu părere de rău, noi nu avem cultul educației ecologice, pentru că noi trăim toți într-o ecosistemă și ceea ce aruncă soroca, orhei și ajunge prin râu mai sus de punctul de captare din Nistru, ajunge la noi în casele noastre, fiindcă noi captăm apa din Nistru. Ceea ce diversăm noi, iată, ajunge la anenii noi și mai jos. Și, este, și cel mai grav că este folosit la irigarea terenurilor agricole care sunt mai jos. Și tot noi mâncăm aceste produse. Doamna Cantaragiu, vreau pe final de emisiune să-i asigurăm pe telespectatorii care locuiesc în aceste zone afectate de acel miros, practic toți chișinăuienii, despre acțiunile autorităților. Cum va dispărea acest miros? Ce veți întreprinde pe pași? Deci, astfel încât noi, să nu și, mai da, sufere. Ca și organ de control, am zis, ca și organ de control, noi exercităm controlul și respectiv impunem amendă și se deschide dacă acest prejudiciu, și el este, prejudiciu adus mediului este extrem de mare, se deschide și dosar penal. În acest sens. Pedeapsa este, cum am spus, și administrativă și din punct de vedere și, financiar. Asta financiar dacă va fi localizată sursa. Da, ea va fi localizată. Deci nu mai devreme, adică mai devreme sau mai târziu, ea va fi localizată și lucrul ăsta se va întâmpla. Cum ar putea dispărea mirosul deci, din capitală, doamna Cherța? Am 3 momente să le concluzionez. Foarte scurt, prima, corupția ucide, inclusiv și corupția la nivelul organelor de drept. Nu vă supărați, dar în 3 ani de zile trebuia să fie dus acel dosar, trebuia să fie dus la bun sfârșit. 2. Ministerul Mediului de comun cu Inspectoratul Mediului. Sperăm că în ziua de miercuri, maxim joi, vor prezenta datele de laborator privind probele care au fost prelevate. Totodată solicităm ca să fie inspectate toți agenții economici, mari agenții economici, care diversează și pot produce astfel de prejudicii, inclusiv acea companie la care s-a făcut referință. Da. Și solicităm ca Apa Canal Chișinău să prezinte date publice din luna august a probilor de laborator la intrare în stații, bazinile de erare și la ieșire din stații pentru luna august.
Ați zis ceva să adăugați? Nu, sunt absolut de acord cu ce a spus doamna Herța, că exact lucrurile astea le-am solicitat și eu ieri la, de la stația de epurare, directorului adjunct de la stația de epurare, fiindcă, cum și i-am explicat, ceea ce iese din stație e relația noastră cu voi, ceea ce intră în stație e relația voastră cu restul agenților economici care vă aduc vouă produsele astea. Să vedem cum va mirosi capitala după ziua de miercuri, atunci când vor fi gata rezultatele după de laborator. După campania electorală să vom vedea cum va mirosi. Doamna Cantaragiu, doamna Herța, eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Doamnelor, domnilor, a fost tema zilei. Eu vă dau întâlnirea mâine la aceeași oră. Pe curând!